Zălăoanii sunt invitați să participe marți 24 ianuarie 2023 la un spectacol muzical coregrafic dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, susținut de elevi și profesori de la secțiile Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, Școala Populară de Artă și Meserii și spectacolul folcloric Meseșul. Spectacolul va avea loc în sala mare de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău de la ora 18, iar intrarea este liberă. Vor concerta Orchestra Școlii Populare de Arte și Meserii, coordonată de profesor Ionuț Albert Vioară și profesor Daniel Ilieș Orgă, clasa de instrumente de suflat profesor Ciprian Bolojan, clasa canto muzică populară profesor Claudiu Costinaș, ansamblul Mugur Mugurel, clasele de dansuri populare, instructori Doina și Angel Dușcas, ansamblul folcloric Meseșul Junior, coordonat de Paula Morar și Radu Mureșan. Invitați sunt tinerii dănțăuși din Derșida, instructor Adrian Sârb. Spectacolul este prezentat de Adina Chirilă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău.